Jurnalele RTT. Elevii, beneficiarii primarei sistemului de educație trăiesc sentimentul de haos și dezinformare provocat de comunicarea deficitară legată de greva generală declanșată în 22 mai. Este prima grevă generală din școlile din România din ultimii 18 ani și a fost declarată în urma negocierilor nereușite dintre sindicatele din educație și guvern. Vă amintim, se va desfășura pe o perioadă nedeterminată. Consiliul Județean al Elevilor Brașov și-a exprimat punctul de vedere față de această situație. Susținem într-o oarecare măsură cauza grevei, în principiu, nu neapărat greva în sine. Înțelegem motivul pentru care s-a ajuns la acest demers. Înțelegem că este nevoie într-o oarecare măsură de el pentru a se modifica ceva, sperăm noi. În același timp ne gândim și la elevii și colegii noștri care nu au o certitudine în ceea ce privește susținerea examenului de bacalaureat și clasa 8-a. Ne gândim la elevii care trebuie să parcurgă distanțe destul de mari ca să ajungă la școală, neștiind dacă fac ore sau fac una, două ore, stau degeaba, se face online, nu se face. Este puțină incertitudine și cumva ne rugăm și sperăm ca atât ministerul cât și sindicatele să poată să rezolve această situație cât mai repede. Pentru a avea o imagine asupra grevei în județul Brașov, Consiliul Județean al Elevilor a făcut un sondaj la care au răspuns 37 de unități de învățământ din întreg județul. Sondajul arată că în 7 unități de învățământ toți profesorii fac grevă, nu se merge deloc la școală. În 21 de unități de învățământ, o parte din profesori fac grevă, se merge la unele ore, iar în 21 de unități de învățământ nu se face grevă, se merge la școală. Elevii nu știu cum și dacă le vor fi încheiate mediile. Potrivit președintelui Consiliului Județean al Elevilor Brașov, starea de incertitudine nu este deloc propice educației. Aeroportul internațional Brașov este gata pentru utilizare. Președintele Consiliului Județean Adrian Veștea spune că ne aflăm în punctul final al ultimelor proceduri de recepție și că au fost bifate și ultimele verificări la clădirea de contingență și a turnului de control virtual, care va asigura dirijarea zborurilor pe acest aeroport. Calculul final arată că realizarea investiției se ridică la 140 de milioane de euro. Se pregătește o inaugurare pe măsura importanței obiectivului. Avem un eveniment care îl desfășurăm pe data de 10-11 iunie la aeroportul internațional de la Ghimbav, Brașov. Acest eveniment este dedicat tuturor brașovenilor. Îi așteptăm cu mare drag să vadă această investiție pe care o așteptau de foarte multă vreme. De asemenea, sunt o serie de evenimente pe care noi le-am pregătit și din punct de vedere cultural și din punct de vedere al vizitării terminalului și a unui show aviatic. Este un efort pentru noi, dar ținând cont că acest eveniment, zic eu, este unic, cel puțin pentru generația noastră, merită să îl promovăm, să dezvoltăm și pentru Ghimbav este un lucru deosebit de important, pentru că este un oraș aeroport, un oraș care va deschide porțile spre Europa, spre lume până la urmă urmei și trebuie să fim cât mai vizibili. Așadar, vor fi evenimente pe durata mai multor zile, începând cu vizitarea aeroportului și terminând cu recitaluri, concerte și focuri de artificii. Pentru menținerea ordinii și a liniștii publice a fost încheiat un protocol cu Prefectura Brașov. Instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătite pentru mai multe scenarii în ceea ce privește numărul de participanți. Acum analizăm numărul de participanți atât pentru 10-11 cât și pentru 15. Cu siguranță pentru data de 15 va fi un număr semnificativ mai mic de față de participanți. Se va face pe bază de invitații și cred eu că în momentul în care aceste invitații vor fi finalizate, tabelul cu cei care vor fi invitați, regia aeroportului o va face publică și toată lumea va ști cine participă la acest eveniment. Pentru ca aeroportul să acopere cheltuielile și să aducă profit, Direcția Implementare a făcut un plan pe 25 de ani, care cuprinde, între altele, tarifele aeroportuare. Dacă ne comparăm cu Otopeniu, care este cel mai mare aeroport din țară, suntem la un sfert. Raportat la celelalte aeroporturi regionale, suntem în piață, suntem cam pe aceleași tarife cu practicate de celelalte aeroporturi.
Asta înseamnă o strategie de marketing, cum spuneați, pentru atragerea companiilor aeriene, pentru deschiderea de noi rute. Ne-am făcut un plan de afaceri, de fapt, un model financiar pe 25 de ani și ne-am făcut, prin acest model financiar, practic o strategie de piață în care să putem să și recuperăm banii investiți în infrastructura de la aeroport și să ieșim și cu profit la finalul perioadei. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav va fi inaugurat în 15 iunie cu un zbor al companiei românești Tarom. Avionul care va decola de pe Otopeni va avea la bord oficialități de la București, care vor participa la inaugurarea noului aeroport. Începe stagiunea estivală a concertelor de orgă din Biserica Neagră. Sâmbătă la ora 18 va fi primul concert al stagiunii din 2023, anul muzicii bisericești pentru Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România. Deja au fost finalizate ultimele pregătiri tehnice, astfel încât orga mare să reziste cu bine la cele 22 de concerte, plus timpii de studiu. Se vor alătura și celelalte trei orgi din biserică încă de la primul concert din seria Organ Nights, în care îi veți putea asculta pe organiștii Iosef și Suzanne Milșitski din Germania. O să fie un sezon fantastic în această vară la Biserica Neagră. Este vorba de 22 de concerte de muzică de orgă, concerte care nu se cântă doar la orga mare, renumită, orga Buchholz a Bisericii Negre, ci și la celelalte orgi mici. O să avem muzicieni din toată lumea, din Croația, din Ungaria, din Germania, chiar din SUA, care o să ne cânte piese de la compozitori internaționali de talie mondială, dar și piese a unor compozitori din Brașov, așa că publicul nostru să cunoască mai bine moștenirea culturală și muzicală a Brașovului. Vă amintim, începând cu anul 2020, Organ Nights este denumirea adaptată a proiectului, început sub forma unor concerte zilnice în 1953. În prezent se desfășoară sub coordonarea lui Stefan Schland, organist și dirijor al corului Bach al Bisericii Negre. În curând, comunitatea evanghelică se va întoarce după o iarnă lungă din Biserica Blumena în Biserica Neagră, astfel încât orga Buchholz va cânta și la toate slujbele și evenimentele programate. Ecranul și aparatura tehnică au fost montate și acum urmează doar repetițiile până la primul concert. Concertele durează o oră și au loc în fiecare sâmbătă, în perioada 27 mai-21 octombrie, de la ora 18. Costul unui bilet este de 25 de lei, iar copiii sub 18 ani beneficiază de gratuitate. Trebuie să știți că acum temperatura în Biserica Neagră este de 15 grade Celsius și vă este recomandată o ținută călduroasă la primul concert. Și producătorii și comercianții din piețe sunt obligați să informeze corect și cât mai complet cumpărătorii. Mărfurile din piață trebuie să conțină etichete pentru a oferi cumpărătorilor informații care să le permită alegerea potrivită. Administrațiile piețelor brașovene chiar pun la dispoziția producătorilor etichete standard pentru ca această activitate să se desfășoare mai simplu, iar clienții să găsească ușor informațiile care îi interesează. În cazul producătorilor agricoli avem așa numită etichetă de produs. Este un document ce trebuie utilizat în exercițiu comercial, care are un conținut stabilit de lege, respectiv legea 145 din 2014, și trebuie să conțină, printre altele, informații legate de numele producătorului, de localitatea în care au fost recoltate produsele, asta pentru o trasabilitate exactă a acestora, informații legate de data recoltării. În piețe, cei mai mulți dintre comercianți s-au conformat cererii. Covazna, cartofi, botoșani și turce. Credeți că e important pentru client să știe de unde sunt? Da, foarte important. Deci, că lumea vrea să știe de unde mănâncă, nu? Da. Ce caută clienții mai mult? Produse românești. Astea sunt cele mai bune.
Unii dintre comercianți obișnuiau să scrie prețurile cu suma în lei foarte ușor vizibilă, iar cei 99 de bani de la final, o practică obișnuită printre comercianți, pentru ca produsele să pară cu un leu mai ieftine, cu cifre mult mai mici. Administrația piețelor a stabilit o dimensiune minimă a acestor cifre, pentru ca toți clienții să poată citi prețul real. În concertul de joi seară al Filarmonicii Brașov veți asculta rapsodia română de Ciprian Porumbescu. Vă amintim, Ciprian Porumbescu s-a numărat printre cei mai celebri compozitori români ai vremii sale. Este autorul lucrărilor atât de populare Crai Nou, Cântecul Tricolorului, Cântec de Primăvară. Anul acesta se împlinesc 170 de ani de la nașterea sa și 140 de la moartea sa. Din acest motiv, anul 2023 a fost declarat anul Ciprian Porumbescu. Filarmonica Brașov îl va omagia pe marele compozitor, deschizând programul concertului de joi seară de la ora 19 cu celebra sa rapsodie română, interpretată de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov, condusă de maestrul Tiberiu Oprea. Apoi, împreună cu soliștii serii Matei Lăbunț și Antonio Nicolas Piculeață, orchestra va interpreta concertul pentru vioară și orchestră numărul 1 în sol minor, opus 26, și concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în fa diez minor, opus 1. Matei Lăbunț este câștigător al concursului Piano Star și a peste 30 de premii naționale și internaționale. Violonistul Antonio Nicolas Piculeață este născut la New York și provine dintr-o familie de muzicieni renumiți din genurile clasic și tradițional românesc. Tiberiu Dragoș Oprea este prim dirijor al Filarmonicii Pitești, precum și al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Seara de joi se va încheia la Sala Patria cu suita de balet din opera Le Cid de Jules Masson, o lucrare despre dragoste, onoare și datorie. Pentru joia viitoare, Filarmonica Brașoveană a pregătit un concert dedicat Zilei Internaționale a Copiilor. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Cristian Oroșanu, iar ca soliști vor urca pe scena Sălii Patria mai mulți elevi ai Liceului Vocațional de Muzică Tudor Ciortea din Brașov. Jurnalele RTT.